Lucian Boia scrie o carte foarte interesantă și parcă un pic amuzantă, dacă n-ar fi trist acest umor, numită De ce este România altfel? E o întrebare la care el încearcă să răspundă, urmărind mai multe aspecte, de exemplu, relația noastră cu străinii. În acest context, de obicei ne victimizăm sau ne considerăm inferiori, aspectele României needucate, aspecte care definesc trecutul și prezentul și mentalitatea și tot ce ne definește pe noi ca popor. Filmul Moartea domnului Lăzărescu surprinde un caz real. Un pensionar are ghinionul de a ajunge la spital în seara unui mare accident rutier. Este refuzat de trei spitale, refuzat la internare. Ce se întâmplă într-un final vom vedea.